What's your number? More. Bă, dar o fi crescut prețul la Bitcoin. Ce se întâmplă în creierul nostru când investim? Bă, a scăzut criptomoneda, s-o vând. Recunosc mâna pe inimă faptul că a fost produs românesc, m-a sedus banii. Ne-am convins că după primele două răspunsuri ne-am dat dracu toate întrebările, că mai am alte 15. Dispor național să-ți bați nevasta. Eu sunt pentru dus călărețul la sal. Ce pierzi dacă continui, ce câștigi dacă continui? Nu, întrebările scurte, răspunsurile tale sunt lungi, nu știu dacă ai observat. Dacă vrei să ajungi repede, du-te singur. Dacă vrei să ajungi departe, hai împreună. Păcălit! Mai sunt vreo oameni afară, vreo câțiva, ca să mă obsedeze pe mine locurile astea libere. Și oamenii care stau în picioare când avem locuri libere, ăștia mă obsedează cel mai tare. Trebuie să găsesc introducerea. Băi, eu nu am starstruck. Dacă văd o persoană pe stradă, o persoană cunoscută, și asta a fost dintotdeauna, nu mă duc să fac poze, unu, că nu-mi plac pozele, și doi, nu mă duc să opresc omul, știți că a povestit Cerebel cu, fă-și tu o poză. Nu mă duc, nu, e stilul meu și cred că Web3 o să ne mai calmeze și pe noi restul, în general, cu chestia asta, cu făcutul de poze. Dar sunt anumiți oameni pe care mi-i doresc să-i opresc ca să stau de vorbă. Adică primul meu gând e, bă, cum pot să stau cu ăsta de vorbă? Nu știu, cum ajung la el să stau de vorbă cu el, să-l cormonesc un pic, să aflu niște chestii care mă rod de ceva timp. Vreau și eu un răspuns la o întrebare. L-am văzut vorbind acolo. Nu i-a pus niciodată nimeni întrebarea asta, vreau și eu să pun întrebarea asta. Mă fascinează ideile, mă fascinează oamenii care generează idei. Și știm că mai toată inovația, nu mai toată, cred că toată inovația, la început a fost o idee. Ulterior a fost foarte multă execuție, dar the fact still stands. La început, totul a fost la început o idee. Ce se întâmplă? Suntem ok? Se aude? E bine. Chiar nu vreau să tăiem partea asta, că trebuie să se vadă că suntem oameni. Și m-am întrebat adesea, domne, de unde vin ideile? Serios? V-ați gândit vreodată? Salut, Cătălin. De unde vin ideile? V-ați întrebat? Este cineva care s-a întrebat? Domne, mi-a venit o idee. De unde a venit ideea asta? Asistență divină. Din puțul minții. Îs ca aproximativ la fel. Alte. De unde vin ideile? Nu, serios. Nu, la modul când zic serios, nu că tu ai zis o prostie, ci la modul, nu mă interesează deja din creier. Gândiți-vă o secundă, de ce vă vine ideea asta și nu alta? Avem pe cineva care vrea să fure startul. Mi-am dat seama la un moment dat că nu mi-au plăcut mult timp ideile mele. Mi se păreau banale. Ziceam, da, mă, uite, m-am gândit și eu la o chestie, dar pe lângă ideile lui ăsta, eu sunt mânerul de la apareci. Vreau să am și eu o idee pe care zic, da, mă, mâncați așa, ideea mea. Și la un moment dat am abandonat asta, că n-ai ce să faci, nu te poate obseda chestia asta, dar mi-am dat seama la un moment dat, dar mai târziu, că începe lumea să-mi zică, băi, asta e o idee bună. Zic, asta e o idee bună. Care e diferența între momentul în care nu spunea lumea că am o idee bună și momentul în care mi-a zis, a început maică-mea, evident, după care oameni mai obiectivi ca maică-mea, bă, asta chiar e o idee bună. Și a fost perioada aia în care eu am stat în Spania, când 4 ani m-am rupt complet de social media, de România, de tot. Au fost 4 ani
3 ani jumate, în care n-am făcut decât să citesc, să ascult podcasturi, să-mi văd de ce treabă aveam la momentul respectiv cu business-ul și așa mai departe, dar în general să mă plimb și să mă mai gândesc la ce am citit, ce am ascultat și zic, mă, ok, poate ăsta este, nu știu de unde vin ideile, nici nu știu dacă am să aflu vreodată exact mecanismul, dar dacă aflăm ce trebuie să facem ca să vină ideile astea mai bune, s-ar putea să nu fim chiar așa, într-o poziție chiar așa rea. Dar ce mi-am dat seama este că evoluția acestui proces de am idei din ce în ce mai bune e lineară. Nu crești așa, nu te culci cu o idee bună și când te trezești ești un geniu. Tot ce scoți pe gură, lumea, ce geniu ăsta, oare ce-ai mâncat ieri? Nu, în general e linear, dar din când în când există câte un moment, câte un spark care zici, da, nu pare foarte important, dar acolo în spate se întâmplă niște chestii când ai aceste momente, sparkurile astea. Există episoade când linearitatea asta a ideilor e ruptă. Pentru că apare un om, o carte, un podcast, un prieten, un iubit, o iubită, care zic o chestie de unde progresul nu mai este linear, ci devine exponențial. Invitatul pe care l-am în seara asta e unul dintre oamenii aia pe care aș fi vrut să-l văd pe stradă, să-l opresc, să-i zic, păi, eu nu beau cafea, eu beau ceai, dar pot să-ți cumpăr o cafea să stăm de vorbă 10 minute? Am și eu 40 de întrebări. Îl știți ca The Mind Architect, îl știți de coach, îl știți de toate titlurile astea de care vrem, nu vrem, nu putem scăpa, dar întotdeauna mi-a dat senzația că este un fin observator a lucrurilor din jurul lui. Și tocmai pentru că stresul la care noi ne supunem creierul prin industria asta de cripto, bani, blockchain, verde, sus, jos, 3x, minus 50%, am luat țeapă, am câștigat, sunt milionar, sunt boschetar, avem nevoie să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine și realmente sunt 100% convins că nu există un om mai bun în România pe care să-l am ca invitat pentru asta decât pe Paul Oltean. În primul rând, mulțumesc. Să știi că n-a fost ușor să zici da. Adică voi să știți că n-a fost ușor să zică da. Și insistențele Evelinei au fost un punct foarte, foarte important în toată povestea. Nici măcar nu mai găsesc întrebările pentru tine. Noi, băi. Cred că ne descurcăm și fără. Așa, cum ziceam, între doi șoareci de bibliotecă, să le aibă. Exact, doi șoareci de bibliotecă. Ia să vedem. Pregătit? Pe locuri fiți gata. Eu trebuie să recunosc că n-am mai văzut atâția oameni într-o sală, cred că dinainte de pandemie. Eu am devenit la propriu puznic, numai în birou sau acasă și mă bucur tare mult să văd atâția ochi. Mă bucur că ați rămas până la ora asta și sper să iasă ceva frumos. Hai, da. Ce te intrigă cel mai mult la ceea ce faci? Că oamenii încă ascultă. Cred că... nu zic la mișto. Eu cred că o să tot mângâi casca asta. Sper să nu vă stric cadrele. E și povestea Mind Architect în sine pe mine m-a intrigat. Că noi când am pornit podcastul în 2019, la 1 noiembrie, eu am crezut că o să-l asculte absolvenții cursurilor pe care le mai țineam eu în mediul business sau în alte locuri. Și când am văzut impactul la câteva episoade lansate, că a ajuns în Spotify și în iTunes numărul 1, vă pun mâna pe inimă aici live, nu mi-a venit să cred. Și în continuare eu trăiesc sentimentul ăsta de privilegiu și aștept să se termine cumva. Sunt ca omul în vacanță care se bucură că e încă în vacanță, dar nu-mi vine să cred că de 3 ani aproape, 2019 până acum, oamenii sunt interesați să poarte genul ăsta de conversații. Și omule, de asta mi-am și dorit să fiu aici, pentru că atât ideea de blockchain, cât și genul ăsta de conversații, uite cum a fost și cea cu Tianu de mai devreme, eu cred că trebuie să aibă loc.
inclusiv ce trăim zilele astea, fără să numim ce trăim zilele astea per se, că n-are sens să intrăm în tema asta, că e oricum peste tot în social media, eu cred că arată câtă emoție reprimată e în noi, care bubuie din când în când, și cât de mare e nevoia noastră să ne cunoaștem mai bine și să ne autoreglăm mai bine. Să putem să conviețuim și când nu suntem de acord. Știi, ca să închei cu gândul ăsta cu ce mă miră la ce facem, ce mă intrigă. Mă intrigă pe de-o parte că oamenii sunt atât de interesați să se cunoască și eu nu-mi imaginam că există interesul ăsta în România, mă bucură și mă onorează că putem și noi să facem parte din organizațiile și oamenii care fac asta. Și mă intrigă cât de ușor e să ajungi la conflict în lumea în care trăim noi. Asta e o temă la care reflectez zilele astea. Eu am sentimentul ăsta că e foarte multă înverșunare în general în societate, nu doar la noi. Și mă gândesc cum am ajuns să trăim în cea mai pașnică, prosperă, sănătoasă și longevivă perioadă din istoria omenirii în care avem fitilul atât de scurt. Astea sunt câteva gânduri care mă... Nu treci cu senzația că înverșunarea asta ar fi putut exista dintotdeauna, doar că nu existau canalele care să o... Dar cred că în general canalul amplifică. Adică, uite, gândiți-vă numai la aspectul ăsta. Eu am obsesia asta cu competitivitatea, blamez întrebarea cât a luat colegul peste tot unde am ocazia, că instalează în noi un gen de competitivitate toxică care ne împiedică să colaborăm și poate că de aia încă avem dosar cu șină și nu avem autostrăzi și spitale, că de 30 de ani între partide n-am putut să și colaborăm, chit că avem agende sau ideologii diferite. Dar în linie cu chestia asta, cred că în momentul în care eu pot, crescut fiind cu cât a luat colegul, să văd oricând mă uit în telefon termene de comparație pentru mine, cum arată casa ta, cum arată viața ta, unde ai fost în vacanță, cât muncești tu, câte views-uri ai, câte monede ai, de ce fel sunt monedele tale, e mult mai ușor să stimulezi, să apeși pe un buton sensibil emoțional cu o frecvență pe care sistemul nostru nervos nu poate să o ducă. Mai ales că ne mișcăm din ce în ce mai puțin, dormim din ce în ce mai puțin, suntem stimulați din ce în ce mai mult și mixul între astea, pe un sistem nervos care n-a evoluat pentru genul ăsta de bombardament, eu cred că dacă n-avem discernământ și interes pentru cunoașterea propriului sistem nervos, e periculos. Pentru că, na, avem în rândul întrebărilor, erau acolo și lucruri legate de atenție și awareness și asta, dar cred că canalul contribuie și la soluție și la problemă. Depinde cu ce-l populezi. Depinde la ce-ți expui mintea. Știi? Cum ne expunem corpul la un anumit tip de nutrienți cu speranța că o să ne fie mai degrabă bine, estetic și din perspectiva sănătății, cred că trebuie să începem să avem aceeași preocupare sau poate una chiar mai serioasă și pentru la ce ne expune mintea. Eram convins că după primele două răspunsuri am să dau dracu toate întrebările, că mai am alte 15. Ești de acord cu tine că suntem bombardați? Ești de acord cu tine că n-am fost pregătiți pentru că s-a trecut de la un bombardament de nivel mic la mediu și ulterior la scară largă într-un timp foarte scurt, n-a trecut nicio generație. Și o generație oricum raportat la vechimea sistemului nostru nervos e mult nimic. Prea puțin. Exact. Dar concomitent e water under the bridge. Nu avem practic. Nu o să băgăm tehnologia înapoi în cutie. Și nici nu trebuie. Eu nu cred că e despre asta. Și concomitent, cred că așa ne și ascuțim, așa ne pregătim, nu? Ne expunem, ne dăm seama că e prea mult, suferim, dar devenim ceva mai maleabili și ceva mai predispuși la a nu mai fi la fel mâine, poimâine, peste un an, peste doi, peste cinci. Evident, cu asteriscul că bombardamentul să nu devină nuclear. Asta, cam aici cred că e toată miza, pentru că eu nu vorbesc despre smartphone sau internet sau ceas care să leagă la telefon și îți dă mesaje și când dorm sau vibrează. E o grămadă de cercetare în zona asta. Uite, găi, îți dau un exemplu foarte simplu. Nu știu să vă zic pe din afară cercetarea, dacă oricine e curios de sursă, eu trimit lui Vlad. E un studiu care arată așa, dacă în rândul copiilor, cu cât sunt mai mici, și studiul a fost făcut până la 16 ani, îi expui la ecrane, screen usage, screen multitasking, să schimbe ecranul. Materia cenușie dintr-o regiune care se cheamă cortex cingulat anterior, care e cumva între neocortex, coarță și structurile alea subcorticale și se ocupă cu direcționarea atenției, participă la motivație, la empatie, materia cenușie, deci o chestie hardware, scade fizic. Se diminuează materia cenușie din regiunea aia.
Asta la ce duce e mai slab autocontrol, mai mare dificultate în a-ți direcționa atenția, mai greu în a te menține motivat, apropo de ce vrem să devenim CEO la primul job sau vrem să devenim milionar până mâine, că iată, e un elefant în încăpere, apropo de blockchain în sensul ăsta, nu al tehnologiei, ci al criptomonedelor. Un dinozaur în încăpere. Dinozaurul din încăpere. Și cred, știi, e ca la asta, dacă folosești prost o pușcă, poți să faci damage, dar nu e periculos să faci chestii irecuperabile. Mm-hmm. În punctul în care suntem noi, eu mă bucur foarte tare că în spațiu public în România apar conversații despre sănătate psihică. Deci, dragilor, la momentul la care soția mea a hotărât să devină psihoterapeut făcând tranziția dintr-un job corporate, lucram Big Four-uri, într-o multinațională în consultanță, și a simțit că nu e pentru ea și a vrut să devină psihoterapeut, tatăl ei, care e un om educat, care a avut o firmă de IT, deci un antreprenor, a zis că tu vrei să lucrezi cu nebuni. Și dau asta ca un exemplu, sigur, e un om care și-a reconsiderat ideile ulterior, dar dau exemplu ăsta apropo de cât înțelegem noi despre sănătate psihică, viață psihică, sistem nervos și așa mai departe. Și mai dau un exemplu, care e tot din registrul luminos ăsta. Uite, e un neurocercetător american, Andrew Huberman îl cheamă, cred că parte din oamenii din sală poate și auzit de el sau îl urmăriți. Eu îl urmăresc de un an și un pic, mulțumesc. Omul ăsta într-un an a ajuns să aibă un canal care a crescut de la zero la 1.114.000 sau 40.000 de abonați, omul vorbind 2-3 ore hard science. Nu ce facem noi care încercăm să distilăm ce spune un om ca el pe înțelesul maselor. Băi, mi se pare super, cum să zic, încurajator că pe lângă pozele cu pisici, scandaluri și tot ce mai rulăm și șeruim, există și genul ăsta de interes pentru genul ăsta de conținut. Mie asta îmi dă speranță că în toată complexitatea în care trăim, măcar unii oameni care aleg să-și rănească mintea și cu asta, ori să sfârșească mai degrabă mai bine decât mai rău decât generațiile anterioare. Pentru că, uite, trăim, repet, în cea mai pașnică, prosperă, sănătoasă și longevivă perioadă din istoria omenirii, cu cea mai mare rată de sinucideri la copii între 11 și 14 ani. E o carte, se cheamă Hold On To Your Kids, e scrisă de un medic și un psihoterapeut, uh-huh, Gabor Mate și Gordon Neufeld. Bă, merită să te întrebi, știi, dacă în exterior trăim unul din cele mai mișto momente să fim viață, ce anume din ce se întâmplă în interiorul nostru ne duce în spațiul ăla emoțional și comportamental? Și asta e cumva preocuparea mea zi de zi. Cum putem să înțelegem mai bine lumea aia ca să navigăm mai bine ce se întâmplă în exterior? Știi care cred că e un blind spot? Blind spot e următorul, apropo de asta cu copiii care se sinucid între 11 și 14 ani, dar și legat de studiu cu ecranele, uh-huh, de care ai vorbit. La studiu cu ecranele nu există un follow-up la respectivul studiu, din ce știu și eu, știu și eu studiul despre care ai zis, în care să zică, ok, a dispărut whatever era acolo care, știi, e foarte important pentru viața ta, dar s-au mai dezvoltat trei părți, uh-huh, care raportat la societatea în care trăim, s-ar putea să-ți fie mai utile. My point being că în momentul în care noi facem niște acțiuni istoric, cam lucrurile pe care le-am făcut de când eram neandertalieni până în prezent, da, ne-am tot adaptat la respectivele situații, da, la mediul înconjurător. Da, cu o mențiune importantă, că situațiile alea erau cu precădere amenințătoare fizic. Păi și asta nu e dacă îți dispare din creier substanța miraculoasă? Ăsta e un lucru care se întâmplă, e o regiune care se slăbește, dacă vrei, pierde materie cenușie, care se întâmplă fără să te amenințe nimic fizic. O reduci cu bună voință, consumând un anume tip de conținut sau expunându-ți. E fair asta, da. Știi ce zic? Adică eu nu sunt pro sau contra. Eu cred că e important să înțelegem ce face chestia asta. No, argumentul e bun. Ca la blockchain. E bun. Adică, bă, nu e bine sau rău, e o tehnologie care are potențialul să schimbe lumea, dar are și potențialul, dacă e exploatat nasol, mai ales în contextul criptomonedelor, are potențialul să ne norocească oameni care o fac fără să înțeleagă exact ce se întâmplă acolo. Eu sunt marele fan, înainte să tragi sau să acuzi sau să cumperi sau să vin, să te documentezi. Mi se pare că trăim în momentul ăsta super privilegiat, guys, în care cu telefoanele astea avem acces la informații la care alți oameni, indiferent câți bani ar fi avut, n-aveau cum să ajungă. Nu știu câți dintre noi conștientizăm privilegiul ăsta legat de nutriție, de somn, de orice. Uite, eu am învățat despre blockchain cât știu, cât am putut să mă documentez înainte să
intru în spațiul ăsta urmărind clipuri pe YouTube gratuite. Și nu spun că e la fel de, cum să spun, bună calitatea cum ar fi dacă mă duc într-un spațiu organizat și așa mai departe. Bă, dar e un privilegiu să ai un abonament, cel mai ieftin abonament de internet. În România mai suntem și privilegiați că e viteza la net mare. Deci, da, putem să consumăm orice. Asta, digital nomad, știu ce zic, că spun că aici e bine. Și îmi se pare că tocmai asta ar trebui, să populăm mediul ăsta cu mai multe lucruri care să ducă la awareness, la conștientizare și după aia e treaba ta ce alegi. E 100% treaba ta ce alegi și cum trăiești. Eu sunt mega fan libertate și autenticitate, dar în cunoștință de cauză. Beleaua e că am înțeles destule despre creier cât să poți să, cum să spun, influențezi și manipulezi. Uite, e studiul ăla fascinant. Cu cât a crescut timpul, e o carte recentă, se cheamă Stolen Focus. Johan Hare a scris-o. Deci timpul, am în telefon datele, timpul pe care oamenii îl petrec într-o aplicație de când au băgat endless scroll este de X ori mai mare decât înainte, doar băgând funcția asta, că faci așa cu degetul, e o chestie care îți automatizează, e un obicei pe care îl automatizează creierul, nu mai e nevoie de nicio decizie conștientă, gen bă, hai că se încarcă cam greu, pas. Aici e vicleșugul pe care strămoșii noștri nu îl trăiau. Nu erau genul ăsta de modificări super subtile care puteau să aibă genul ăsta de impact, să-ți modifice arhitectura cerebrală. Sunt de acord, dar nu ți se pare că asta o să ne facă să evoluăm mult mai repede decât am evoluat de la strămoșii noștri până în prezent? Păi Vlad, nu știu sincer, adică nu sunt, nu știu, Harari, nu sunt istoric, nu, pot doar, cum spuneai și tu, să observ niște lucruri, eu văd polarizare. Că văd că unii oameni sunt mult mai conștienți și mai bine decât erau în trecut. În schimb, văd că din niște puncte de vedere e și mult mai rău, pentru că, uite, gândește-te numai la asta. Înainte puteai să trăiești bullying când luai bătaie fizic pe stradă. Da? În comunism. Când nu exista tehnologia, poți să-l trăiești oriunde ai fi. De la oricine. E problematic pentru sistemul nostru nervos asta. Noi suntem în mod universal sensibil la patru lucruri. Safety. Toate studiile, că sunt organizaționale, că sunt individuale, arată că fără siguranță fizică, emoțională, psihologică, nu merge treaba bine. 2. Status. Toate mamiferele sunt sensibile la statut. Sursa e Wildhood, o carte scrisă de o doamnă care e biolog evoluționist și alta care e jurnalist științific. Status, deci în arhitectura noastră nervoasă, stă interesul pentru cum ne situăm într-un pecking order. Ideea că nu mă interesează ce cred alții despre mine este o minciună neurobiologică. Poate să nu te intereseze destul cât să-ți afecteze deciziile, dar n-are cum să nu te intereseze. 3. E dat gene mai departe, sex, și exploatăm asta o grămadă. Și 4. E self-reliance, autonomie, independență. În linie cu astea 4, dacă ne uităm la ele, sunt foarte exploatabile în momentul ăsta și noi acționăm în virtutea lor fără să ne dăm seama ce facem. Și uite, cred că exact despre asta e vorba. Mi se pare foarte frumos că Facebook-ul poate să-mi spună cât am stat pe el și să fie decizia mea să blochez accesul între anumite ore, lucru pe care eu îl fac. Și să-mi spună, băi, uite, ai stat pe medie pe zi săptămâna asta 5 minute, 7 minute, pe mine mă ajută. Problema e că dacă ai sub 25 de ani și n-ai cortexul prefrontal maturizat, și dacă știi informația aia, n-ai destule resurse hardware să exerciți inhibiție. Și aici cred că e beleaua. Eu am fost fix în generația, tai că mi-am pornit o firmă de internet după anii 90 în Ploiești, dial-up, și după aia cablu, și eu am avut internet foarte devreme. Norocul meu e că înainte să am acces la Mirc, Counter-Strike și restul, mă și jucasem afară, alergasem prin copaci, jucam vațe ascunsele și îmi plăceau și chestiile alea. Faptul că alergai prin copaci mă îngrijorează. Înțelegi ce zic. O oră târziu, prima mea ieșire în lume, am zis că am stat în hrubă până acum, alergam prin copaci. Dar știi ce zic? Deci, când ai sistemul nervos rodat pentru anumite lucruri și vine alt soft peste, e mai ușor de dus decât când în registru cu asta ți se formează sistemul nervos. La gen, uite, gândește-te cum este să urmărească sute de mii de oameni când tu la propriu... Tu să-mi zici. N-ai, pe mine nu mă urmăresc sute de mii, dar zic, când n-ai creierul maturizat, deci n-ai încă inhibiție, autocontrol, capacitate de autoreglare, gândește-te la un influencer de 14 ani, 15 ani, 16 ani, care are zeci de mii de ochi asupra lui. Cum să nu te afecteze chestia aia când iei deciziile de ce spui, ce faci? De ce trebuie să nu te afecteze ceva? Păi nu, e vorba dacă felul în care te afectează e ceva ce conștientizezi, dacă îți dai seama, bă, mă afectează și sunt ok cu faptul că mă afectează, îi dau înainte,
Pentru că a nu fi conștient de ce trăiești, cred că e cea mai sigură cale fix către ce vedem zilele astea. Să nu-ți dai seama ce spui. Ok, dar care e soluția? Că dacă nu avem o soluție, să descriem problema e cumva... Băi, e work in progress soluția, cred. Adică, apropo și de ceva ce aveai tu în talking points, în ce vrei să adresăm, cred că self-awareness-ul, să fii conștient de ce faci, ce spui, ce impact are ce faci și ce spui, e primul pas în accountability, în a fi responsabil pentru ce trăiești. Te dau și exemplul ăsta tot din neuroștiință intersecție cu domeniul legal. Mai nou, au revizitat cazuri istorice cu criminali în serie și au descoperit, ai văzut în astea, că au o personalitate multiplă, că literalmente oamenii nu erau conștienți de ce fac, lucruri care înainte păreau SF. Nu puteai să crezi că tu când ai sugrumat-o pe maică ta cu firul de la duș, nu știai ce faci. E foarte ușor de observat când te uiți la chestia asta documentată, băi, e posibil. Sau un om care s-a urcat într-un water tower, într-un turn de apă și a tras cu mitraliera în oamenii de dedesubt. I-au făcut autopsie după ce l-au nimerit sniperii și au descoperit că avea o tumoare pe amigdală, o chestie care i-a apăsat pe amigdală și aia producea lipsa aia de control. Mie mi se pare că e mișto că începem să avem înțelegerea asta complexă a realității noastre interioare. Habar n-am care e soluția ca să trăim mai bine cap-coadă. Totuși, cel mai lung studiu din istoria omenirii, ăla de la Harvard, din 33 până în prezent, Harvard Study of Adult Development, zice negru pe alb. Calitatea relațiilor pe care le avem unii cu ceilalți este cel mai bun predictor, un studiu care s-a desfășurat pe 90 de ani, cu privire la calitatea vieții. Astea potențează în bine și în rău calitatea relațiilor noastre. Despre asta e vorba. E ca și cum acum avem un steroid care poate să facă în zile, săptămâni, luni, ceva ce înainte dura zeci de ani. La bine și la rău. Și cred că asta cere o doză mai mare de discernământ. De bă, hai să mă gândesc un pic înainte să scriu sau să zic sau să fac asta. Să ajungem și la punctul 2? Te rog. Deci la propriu ăsta era unul din cele 10 puncte. Tot ce s-a asistat până acum. E legat de ce am vorbit. E balansul pe care noi ca oameni îl facem constant între emoțional și rațional. Știm că deciziile îl mai proaste vin atunci când suntem mai emoționali. Întrebarea e, putem să devenim mai raționali? E un scop în sine? Da, domnule, eu vreau să fiu mai rațional. Nu mai vreau, domnule, să plâng. Vine ăla, mă ceartă și mă apuc și plâng. Nu mai vreau, domnule, să plâng când vine ăla și mă ceartă. Că eu știu că nu mă ceartă de rău ce e. Nu? Cred că la asta eu aș putea să-ți răspund în restul timpului. Și unii oameni, dacă ascultă podcastul, poate s-au plictisit de tema asta, dar, băi, uite, îi dau o notă un pic diferită. Deci, încă din 2002, de când Kahneman a luat premiul Nobel pentru lucrarea publicată cu Amos Tversky, cum că toate deciziile noastre sunt luate de echipa asta, sistem 1, sistem 2, cum le numea el, sistem 1, emoție, 2, rațiune, călăreț elefant, cum le zicem noi, de la Jonathan Haidt, că nu-i metafora mea sau a Mind Architect. Realitatea actualizată e așa. Nu e despre rațiune versus emoție, pentru că sunt studii care arată că dacă elimini, dacă distrugi amigdalele cuiva, care sunt regiuni care participă cu precădere când te simți amenințat, apare activarea acolo, dar nu numai, excitare sexuală, recunoașterea fețelor și așa mai departe. Dacă distrugi o regiune care a fost văzută drept profund emoțională, oamenii nu mai poate să decide nici ce vor să mănânce dimineața sau cu ce să îmbrace. Deci, trebuie să renunțăm la binomul ăsta, chit că el e, cum să zic, e ușor să conversezi în termen de călăreț în control, elefant în control, rațiune versus emoții. Eu ce cred e așa, de aia e nevoie de un pic de înțelegere mai în profunzime. Dezvoltarea noastră cerebrală se întâmplă așa, pleacă de la structuri subcorticale. Vă plictisesc acum, știu, de importantă ideea asta că ne face viața mai bună. Așa 120.000 de subscriberi pe YouTube, plictisindu-i. Doamne ajută să fie, să rămână, eu ți-am zis că sunt autentic impresionat de asta, deci guys, când ne naștem, e logic ca structurile mai, care se ocupă cu funcții mai de bază să maturizeze primele, să poți să respiri, să-ți reguleze temperatura și așa mai departe. După aia apar structuri ulterioare, care ele sunt acolo din fabrică, noi nu suntem nici singura vietate care are cortex și așa mai departe, dar apare evoluția, dezvoltarea asta stratificată.
Și nu e despre rațiune ce trebuie să rămână în control, este despre ceva numit cortex prefrontal. Adică exact ce avem în spatele frunții. Cortexul ăsta prefrontal participă, nu e singurul care le conduce, dar participă la următoarele funcții. Și e important să știm lista asta măcar în linii mari. De la capacitatea de a-ți focaliza atenția pe ceva sau altceva. Când apar gânduri negre, bă, a scăzut criptomoneda, aici s-o vând. Cortexul prefrontal, dacă rămâne în control, poate să zică, dude, nu e o idee bună, că eu mai am aici niște variabile, cum ar fi că ciclicitatea asta se întâmplă tot timpul, stai un pic, nu vinde. Deci, una relevantă pentru grupul nostru. Doi, super importantă zilele astea. Autoreglare, când te enervează cățelul, partenerul de viață, clienții, ce ne permite să nu spunem celor din jurul nostru ce credem despre ei când ne enervează, este cortexul prefrontal, care este cea mai energofagă regiune corticală pe care o avem și logic. Face cele mai complexe și evoluate lucruri, deci consumă cea mai multă energie. Consumă 80% aproximativ din tot necesarul de energie al creierului. Din punctul meu de vedere, nu e despre mai multă rațiune. E despre o bună relație între, bă, să fiu conectat cu ce simt. Adică să-mi dau seama că, uite, eu când trăiesc situația asta în cuplu sau când trăiesc situația asta în relație cu, nu știu, ceva de la birou, simt furie. E super util să ai feedback-ul ăsta, că te ajută să rămâi autentic, să-ți dai seama ce simți. Uh-huh. În cultura românească, nu fii trist, nu plânge, n-ai de ce să fii furios, asta e ceva ce încercăm să liniștim de vreme. Și de-aia, mă rog, și avem exploziile pe care le avem și spor național să zbați nevasta și așa mai departe. Vorbesc serios, asta e lipsă de autocontrol, e să nu mai ai capacitatea să te inhibi. Asta merge pe TikTok. Zilele astea, nu? Asta e, spor național să zbați nevasta. Tudor Chirilă, de la Tudor am auzit-o prima dată, a zis-o la Digi Matinal și mi s-a lipit de minte. Deci cortexul ăsta prefrontal trebuie să rămână în control. Și dacă rămâne în control, toate impulsurile alea emoționale au parte de o revizitare rațională. Nu înseamnă că nu ții cont de ele, gen, bă, nu trebuie să plâng, știi, apropo de cum ai fost, eu nu mai vreau să plâng. Hai să plâng cât să mă eliberez, că e sănătos să mă eliberez de ce simt, dar hai să-mi aleg momentul în care îmi dau voie să plâng. Poate nu vreau să plâng pe scenă, poate vreau după aia să trăiesc asta, sau poate acum simt furie de-mi vine să lovesc pe cineva, că asta am văzut în familie și asta am învățat în repetiție și asociere. Și eu gândesc că nu e un lucru bun și acest cortex prefrontal, dacă îl ducem la sală și îl ținem activ cât se poate de mult, poate să ne ajute să luăm decizii mai înțelepte, mai luminoase. Deci, ca să nu dureze până la finalul conversației răspunsul ăsta, cred că e util să ținem regiunea asta antrenată, o ținem activă. Și aici intervine inclusiv discuția despre tehnologie, pentru că parte din expunerea îndelungată la tehnologie și mai ales la ecrane, nu la tehnologie, când ești copil, afectează regiunea asta. Mai dau un exemplu, guys, care e super documentat științific. Iară, pot să vă dau o grămadă de date în sensul ăsta. Meditația, despre care vorbesc mulți oameni, da? Și în mediul tech, o grămadă de oameni o practică. Ce face? Dacă dăm la o parte spiritualitatea din meditație, nu mă pricep la reîncarnare, nu știu dacă trăiești conexiunea cu universul, dar dacă te gândești la asta în termen de practică mentală, meditația e ca și cum îți duci cortexul prefrontal la sală. De ce? Pentru că în momentul în care închizi ochii ca să anulezi stimul și te concentrezi pe ceva neamenințător, cum ar fi propria respirație, ții focusul atenției pe respirație, ăsta te ajută să faci asta, și apar gânduri. Doare, ce fi vrut să zică nevastă mea aseară când ai să... Și observ gândul ca să-ți observ cogniția, tot ăsta participă și o aduce înapoi pe ceva neamenințător, respirație. Și iar apar un gând două secunde mai târziu, bă, dar o fi crescut prețul la Bitcoin. Și mai aduci două secunde pe respirație. Și când faci repetițiile astea, mai ales dacă sunt făcute zilnic, întărești efectiv capacitatea cortexului de a rămâne în control. Alter Traits, dacă vrea cineva să citească un compendiu, o meta-analiză, e o carte care citează o grămadă de studii făcută de un neurocercetător și de Goleman, care e părintele inteligenței emoționale, aia vorbesc negru, alb și științific, cum practica asta te ajută să ții rațiunea de care vorbim noi, pe care eu n-aș numi o rațiune, aș numi o cortex prefrontal, să ții cumulul ăla de funcții funcțional. Tot ăsta participă la empatie, de exemplu, ca eu să pot să mă pun în pielea unui om care nu vrea să audă toate structurile astea corticale și pe care poate îl plictisim, să pot să-mi imaginez asta, am nevoie de cortex prefrontal. Ăsta e motivul pentru care copiii nu prea sunt empatici cu părinții lor și sunt foarte centrați pe ei, că nu e maturizată când ești copil regiunea asta.
Deci, eu sunt pentru dus călărețul la sală. Dus cortexul prefrontal la sală, nu neapărat pentru raționalitatea asta în care, bă, știi, eu am zis ce cred eu, ești trist, du-te și reglează singur emoțiile, că nu-i problema aia ce simți. Nu. Regiunea aia face mult mai mult decât rațiune curată. Ne face să fim cea mai luminoasă versiunea noastră, dacă vrei. Deci neocortexul se antrenează prin meditație, nu primesc la festival. Cortexul prefrontal, în mod particular. Băi, și la festival. Dacă mă duc la festival și după ce am luat lucruri, mă gândesc la experiența aia, reflectez, conversez cu cineva, empatizez cu ce se întâmplă acolo. Nu mă duc să mă anesteziez. Repet, nu mă duc să mă anesteziez, pentru că, guys, asta e altă problemă semnificativă pe care o observ și la mine. În momentele în care simt frustrare, plictiseală sau orice altceva, băie, cel mai simplu și la îndemână moment în istoria omenirii este să te anesteziezi. Nu-ți muți atenția pe ce mai se întâmplă pe Facebook sau Insta sau TikTok, mănânci, fumezi, fumatul de pildă crește nivelul de dopamină în starea asta fazică, deci nu baseline-ul, ci spike-urile, cu 250%. Vă zic din practica familiei mele, taică-miu, care e antreprenor din 90 și nu mai are un sistem nervos foarte stabil după 30 de ani de antreprenoriat în România cu dosarul cu șina lui Tianu. Taică-miu fumează țigară după țigară și faptul că îi explic, bă, tată, nu te ajută. Te ajută să-ți crești nivelul de dopamină în rețeaua de recompensă, să-ți dă motivație, să continui să vorbești cu oamenii, dar să face rău fizic. Faptul că știi asta nu-l face să nu mai facă asta, pentru că obiceiurile sunt subcorticale, toate astea se întâmplă pilot automat cu minim consum de energie, pe când ideea, bă, stai puțin că îmi fac rău, hai să las asta jos și să fac un duș rece care crește nivelul de dopamină parcursul zilei cu 250%, deci la fel ca fumatul, dar e nasol la început. Aia e cere... groaznic, e cel mai greu lucru pe care l-am curat în viața mea. I'm trying, dar nu-mi iese încă partea asta. Trebuie să dai apa încet la rece. Știu ce zici, da. Mulțumesc. Și după aia când se pare nașpa, dai repede la cald. La cald. Și, și după aia lași acolo. Exact, și pleci. Da. Așa faci tu? Da. Da. Dar pot să zic că am făcut duș cu apă rece. Vine un om și îți spune, Paul, tu ești cam impulsiv. Sau orice altă chestie. Cum judeci valoarea de adevăr a respectivei propoziții? Și dacă zici, da, domne, poate are dreptate, poate n-are. Cum poți să fii non-biased când te analizezi obiectiv? Băi, când auzi o chestie care te deranjează. Zici, băi, eu nu mă consider un om impulsiv. Uh-huh. N-aș vrea să se zică despre mine că sunt un om impulsiv. Zic așa, generic. Dar vine omul ăsta și îmi zice, simt un pic un tremurici așa în stomac, deci mă enervează. Cum pot să fiu non-biased ca să judec valoarea de adevăr, să zic, ok, am o problemă, hai să văd cum o rezolv ulterior? Păi, în primul rând, cred că e util să nu o faci în momentul ăla, dacă te enervează, dar eu spun cum, vorbesc la persoana întâi acum. Deci, e o regulă pe care eu am învățat-o prima dată când am mers la terapie și terapeutul mi-a zis așa, cu cât e emoția mai intensă, cu atât ești mai vulnerabil acolo. Corect. Deci, cu cât mă enervează mai tare ce trăiesc, ce mi se spune, cu atât înseamnă că eu am o temă emoțională nerezolvată mai puternică acolo, pe care nu trebuie să-mi o rezolv în momentul ăla, preferabil nu la televizor, sau apropo de ce se întâmplă zilele astea, ci în cabinetul de terapie sau fiecare unde simte să facă asta, inclusiv, guys, vă recomand documentarul How to Change a Mind despre psilocibine, LSD și restul. E minunat dacă am putea să începem să ne uităm la valențele terapeutice, nu recreaționale, strict ale chestiilor ăstora. Dar, pe scurt, nu e să înțeleg destul despre mine că în momentele alea s-ar putea să ia decizii o subpersonalitate, o subdimensiune a mea care nu e cea mai înțeleaptă. Și, băi, eu în momentul în care primesc genul ăsta de feedback, spre marea bucurie a soției mele care îmi spune ocazional lucruri de felul ăsta, întrebarea cu care o enervez este în ce momente mă port de natură să ai sentimentul că eu sunt impulsiv. Și nu fac asta ca să o enervez. Dar de ce se enervează? Că e o întrebare super legit. Pentru că pot să percep în asta că eu nu te cred că sunt așa și am vorbit despre asta parcursul relației noastre în ultimii 9 ani, dar mie mi se pare că e cum să zic, un semn de maturizare psihologică și de sănătate psihică, să fii curios. Zic, bă, ok, tu îmi spui că sunt arogant, sau îmi spui că sunt impulsiv, sau îmi spui că sunt urât. Ce anume din cum sunt eu, din cum mă port, din cum vorbesc, îți dă sentimentul ăsta. Și după aia am
parte de feedback gratis. Adică eu pot să învăț din percepția ta cum pot fi eu mai bun. Dacă vreau să fiu mai bun. Și pe mine m-a mai ajutat foarte tare o realitate neurobiologică despre care noi am făcut ultimul clip în studio. O să pare spiritual și metafizic acum așa ce vorbim. Guys, niciunul dintre noi nu percepe realitatea. Deci ce percepem noi, vă dau datele. Noi avem un episod care se cheamă Cum construiește creierul tău percepția despre, sau ceea ce numim realitate, care e făcută cu un neurocercetător, nu cu mine strict. Și mai e un neurocercetător britanic, Anil Seth îl cheamă, care ne explică chestia asta super ușor. Și logica e așa, dacă vă imaginați următorul desen, imaginați-vă niște evenimente exterioare, mail-uri, telefoane, prețul Bitcoin, ce se schimbă și așa mai departe aici. Noi luăm, captăm informație senzorială, văz, auzi, kinestezie, miros, gust, pe care, imediat cum o captăm, toate mamiferele fac asta, o filtrăm inconștient, ultra-rapid, prin experiențe anterioare distilate sub formă de valori, convingeri... Mental models. Și așa mai... Mental models. Filtrele plus starea emoțională din momentul ăla, că și aia contează rău de tot, ne mixul între ce a venit din exterior plus filtre plus stare ne dă reprezentarea internă, ce numim noi realitate. Băi, eu când am acceptat chestia asta, am acceptat că realitatea mea, că ce găsesc eu drept adevărat, e percepția mea. Corect. Iar asta nu e un insult, e un adevăr neurobiologic. Părerea ta, când cineva ne spune, băi, părerea ta, e un adevăr neurobiologic, nu e insult. Când am putut să îmbrățișez ideea asta și să trăiesc în spiritul ei, mă enervează mult mai puțin când aud păreri despre mine, pentru că îmi dau seama, alea care încă mă dor, înseamnă că și eu cred în ele. Dacă cineva îmi spune, băi, ești incompetent și mă simt afectat, probabil că și eu cred asta de mă simt afectat. La un nivel pe care poate nu-l conștientizez. Dar, uite, Gabor Mate are chestia asta super tare. E un medic canadian care e și terapeut și zice așa, dacă cineva vine la tine și spune, ești o tufă albastră, cum te simți? Păi vine să râc, ești prost. Sau, da? Îmi vine să râc, că nu e adevărat. Mă uit, perfect. De constat că nu. Cineva vine și îți spune, Paul, n-ai dreptul să vorbești despre chestiile astea că nu ești psiholog. Și simt un strângere de inimă așa, simt că mi se strânge stomacul. Ce face diferența între a doua și prima cu tufa albastră? Faptul că în a doua, dacă simt strângerea de stomac, și eu cred la un nivel la care poate nici nu sunt conștient și de aia am reacția aia. Crezi sau te-ai gândit și n-ai găsit îndeajuns de multe argumente împotrivă? E ceva emoțional ce nu e metabolizat în mine, nu e rezolvat. Dacă, de exemplu, în momentul în care cineva, dau exemple pe care poate le trăim mulți dintre noi, știu, relații de cuplu sau la birou, cineva nu mă ascultă. Îmi expun părerea și nu mă ascultă. Bă, dacă simt că nebunesc, când vine să-i dau cu ceva în cap, mă apucă nervi, îmi dau demisia, eu cred că merită să explorez care e relația mea cu a nu fi ascultat în general. Când am trăit eu prima dată sentimentul ăsta pe care îl simt acum? Genul ăsta de introspecție, cred că ne dă putere, pentru că pot să observ ce anume din cum sunt eu, din cum simt eu, din cum gândesc eu, contribuie la reacția asta. Și mută focusul mai mult pe noi, mai puțin pe ce se întâmplă în exterior. Ok, stai, e bun exemplu că sufer de asta. Asta care? Sunt la psiholog. Deci, ceea ce tocmai ai descris, sufer de el. De chestia asta. Mă enervează că am senzația că lumea nu mă ascultă. Ok. Ajung la concluzia că da, domne, probabil nu mă ascultau părinții, ziceau că ăla-i copil, nu-l băga în seamă și mă frustra chestia asta. Fair. Am descoperit sursa. What's next? Să înțelegi de unde vine e primul și cel mai simplu pas. Și acum suntem tovarăși călători, eu nu sunt mai bun ca alții la asta, că și eu lucrez la ale mele. Partea dificilă pe care și eu o trăiesc zilele astea cu temele mele în terapie este să poți să revizitezi sentimentul pe care l-ai avut când părinții nu te ascultau și nu te băgau în seamă și cu resursele tale de adult să poți să-l trăiești către un deznodământ diferit. Adică, traduc. Adică să-l transformi din poison în fuel. Adică, nu neapărat. Să stingi emoția respectivă. Dau un exemplu personal. Uite, eu am descoperit în viața adultă și din feedback din relația de cuplu și din relația mea în business cu parteneri că eu știu în toate relațiile să mă duc într-un spațiu în care am controlul. N-am firme în care să am mai puțin de jumătate plus unu. În relația de cuplu am nevoie și inconștient aleg persoane care să mă lasă să conduc.
Încă o trăsătură e că în majoritatea interacțiunilor, mai ales în, de fapt și în personal și în profesional, când apare tensiune, sunt foarte tranzacțional. Zim ce vrei, îți zic ce vreau, facem un deal, eu îți dau ce vrei, ce mi-ai cerut tu, tu îmi dai ce vreau eu și ne înțelegem. Dacă eu îți dau ce mi-ai cerut și ești nemulțumit, mă enervez. Chestia asta nu mi-a făcut probleme o perioadă lungă de timp, până când am ajuns în prezentul vieții mele, să-mi dau seama că îmi produce niște limite serioase. De pildă, tranzacționalitatea asta pentru oameni care n-au același mod de operare cu mine și merg mai pe încredere, ai că ne înțelegem, ne sprijinim, suntem familie, poate să producă fricțiune și implicit să erodeze relația. Am înțeles de unde îmi vine rațional. Am putut să-mi dau seama. Taică-miu, când era mic, îmi spunea, eu îți cumpăr orice dacă poți să-mi argumentezi de ce ai nevoie. Eu nu puteam să cer ceva fără să trebuiască să-i explic de ce am nevoie de lucrul ăla. Excelent. O lungă perioadă de timp, am crezut, bă, ce bine, m-a ajutat să dezbat mai bine, să uite, fluență verbală, că îi explicam lui tata, plusurile. Minusul e că eu și când mi se blochează spatele și nu pot să merg de durere, din probleme neadresate cu corpul, eu dacă încă pot să merg, nu cer ajutor nimănui, tot pentru că am învățat că dacă încă mai poți să miști, descurcă-te singur. Singurul moment în care primeam grijă necondiționată fiind ăla în care mi-era rău fizic. Toate chestiile astea, hear me out, duc ideea la capăt și după aia... Toate chestiile astea au două dimensiuni. Una e să înțelegi rațional, știu de unde îmi vine, și alta e să poți să retrăiești chestia aia, vezi ce se întâmplă și în tripurile cu psilocibina, LSD și așa mai departe, de natură să topești emoția aia înghețată din interiorul tău. Jung a conceptualizat-o super mișto, a zis că traumele noastre sunt experiențe de viață care ne-au copleșit, pe care nu le-am putut metaboliza cu resursele de copil și le-am înghețat sub forma unor complexe sau traume. Trebuie să poți, cu resursele de adult, să dezgheți complexul ăla emoțional. Să-ți dai seama că l-ai și de unde vine, e primul și cel mai simplu pas. Să înțelegi rațional de unde vine. Dificil pentru mine e să cer ajutor și să am încredere că nu o să mi se spună nu, cum trăiam când eram copil. Aia e partea dificilă. E când greșesc față de, nu știu, nevastă mea, să pot să mă duc să-i spun, bă, m-am purtat aiurea, îmi pare rău pentru ce am zis sau cum m-am purtat, fără să-mi fie frică că o să-mi o dea mai târziu cum mi-o dădea maică-mea, unde și dacă greșeam, plângeam sau altceva, nu știam că îmi vine nota de plată. Dacă, guys, poate ați trăit asta, să vi se ofere lucruri și să vină nota de plată mai târziu, în copilărie sau în relațiile de acum. Păi asta la ce te face să fii tranzacțional, să ai numărătoare? Poate trăiți în relații de cuplu, să zici, eu am dus gunoiul de 3 ori, am spălat vasele de 4 ori, tu de ce nu poți să scoți câinele? Asta nu înveți la școală chestia asta, o înveți prin repetiție și asociere inconștient în toate relațiile pe care le trăiești. Și chestiile astea, mai ales astea emoționale, nu te afectează doar în zona unde le-ai învățat, în relație cu mama. Te afectează peste tot, pentru că memoria asta inconștientă n-are timestamp. Dacă eu am învățat perfecționism în relație cu mama care m-a caftit că n-am pus data la o temă pe care am făcut-o, eu perfecționist sunt și când colegii mei au uitat să pună o diacritică, au tradus prezentarea, au făcut slide-urile, au trimis aia, dar au uitat să pună ș. Și le dau mail, bă, unde-i ș-ul? Faci asta? Încerc să mă temperez tot cu conștientizarea, dar am impulsul. Acum pot să respir, adică mi-am dat seama tot așa, trăind experiențe, bă, și fără chestiile alea nu-i nicio problemă. Și dacă am fire de păr pe mine, nu-i nicio tragedie. Dar era o perioadă în care mi-aduc aminte, am vărsat un pic de cafea pe mine, pe cămașă la curs, am vorbit cu cineva, mi-aduc altă cămașă, în pauză m-am schimbat. Și, guys, vă zic poveștile astea personale odată, pentru că nu mai am limitele. Nu mai știu ce e corect sau nu să spui după 2 ani de stat în hrub acolo, în casă și în birou, dar și pentru că poți să știi tot ce încerc să învăț eu și tot să le trăiești. Pentru că e o mare diferență între ce știm și ce trăim. Asta era următoarea mea întrebare. Știi ce ar putea fi dezarmant? Și e pentru mine, ascultându-te, și s-ar putea să fie și pentru alții. Puta că ăsta care e așa deștept, vezi că știe toate cărțile pe de rost și autorii și știe și ce au scris aia și corelează și informația și știe și cum să topește emoția. Păi și tot are problema mea. Păi e diferența. Ce șanse să am eu care mă întorc la 6 seara, spar de oboseală, să stau, stai mă, că am o emoție de topit. Încerc să văd dacă mai mănânc seara sau topesc emoția mai întâi. Mănânc după. Adică
Ce șanse avem, dragă Paul, să trăim în lumea asta cu... Mare. În momentul în care ajungi să ai o problemă care chiar te afectează, că e business, că e acasă, și pe aia o să vrei să o adresezi cumva. Și acolo e util că știm care-s pașii. Și eu nu zic că e ușor. Dar nu intri într-o spirală în care vrei să adresezi toate problemele la un moment dat? Nu, nu. Am rezolvat-o pe aia mare. Păi mai pe am ceva aici. De topit. Aia zic, știi? Nu, pentru că noi nu cred că facem munca asta cu drag și ne aruncăm în ea cu mare entuziasm. Adică nu cred că cineva ajunge acasă și zice, eu mai rezolv o traumă în seara asta. Nu cred că ne trezim dimineața și spunem, eu mai metabolizez o relație cu mama azi. Dar cred că, bă, atunci când descoperi că time and time again, în mod repetat, viața ta ar putea să fie mult mai mișto dacă ai depăși niște blocaje, emoții înghețate, cum vrem să le numim, la alea care chiar contează, cred că e util să știm care spașii și de ce împărtășesc chestia asta, nu pentru dezarmare, ci ca să fim pregătiți cu ideea asta că, bă, nu se rezolvă cu un clip cu Gary Vaynerchuk sau Simon Sinek sau cu mine sau cu tine. Transformarea asta personală cere efort, pentru că așa e arhitectura cerebrală. Știi, eu am trăit frustrarea asta în training, care e activitatea mea de bază, de la care a pornit și podcastingul. Băi, după cursuri, trăiam frustrarea asta, mi se părea, întâlnindu-mă cu oamenii ăia la un an, doi, trei, cinci distanță, că s-a schimbat mult prea puțin. Fusese atât, mamă, ce mișto a fost, am înțeles, de mâine aplic, blană, știți ce zic, ați citit cărți, podcast-uri, e exact ce trăim mulți dintre noi. Până când tot neuroștiința m-a calmat și mi-am dat seama, bă, dacă noi ca să învățăm să conducem o mașină avem nevoie de zeci de ore de condus în care repeți ambreiaj, întâi accelerație, până când nu trebuie să te mai gândești la asta. Păi să automatizezi autoreglare emoțională, să automatizezi în relație cu echipa să le spui și ce vezi bun la ei. După zeci de ani în care toată corectura de care aveai parte la muncă era cu roșu, durează. Nu durează la fel de mult cât a durat să le scrii, mai ales dacă procesul e conștient și iată, metode alternative care ți afectează chimia creierului, experiențe, respirație holotropică, toate astea, adică sunt multe tool-uri. Și partea mișto e că acum știm și ce fac în creier. Uite, oamenii s-au prins că meditația funcționează de mii de ani. De mii de ani. Abia acum înțelegem ce se întâmplă în creier. Și pentru vestiști sceptici ca noi, sau pentru oameni sceptici, noi având certificat în asta, bine că ești tu deștept, cum e asta, e utilă și partea asta. Și cred că nu suntem în riscul să fim dependenți de rezolvat traume și hai să lucrăm la tot ce ne afectează, cred în schimb că e util că acum știm cum putem lucra și există și grupuri din astea de suport. Bă, poți să te ajuți de alți oameni care trec prin ce treci și tu. Uite, dau și un exemplu, că nu mergem numai în zona asta de terapie și relații. Am avut la un moment dat un program, o școală cu oameni din mediul business și erau cu precădere oameni al căror rol profesional era să fie comunicatori, director general, corporate affairs, zona asta. Între cursurile de acolo am avut un curs de tehnici teatrale. Nu, de ce era, doamne? Îl ținea Dragoș Bucurenci, dar nu mai țin minte. Ceva comunicare, nu mai țin minte exact tema. Și era un exercițiu, pe ăsta vreau să-l povestesc, care se numea momentul de vulnerabilitate. Momentul de vulnerabilitate era că scriei pe o foaie de hârtie un lucru pe care l-ai trăit sau ceva despre tine. Dragoș le-a dat brief-ul care e cu un pas în afara zonei tale de confort, cu un pas. Scrieai anonim acolo unde te semnai, puneai biletele într-o căciulă și Dragoș le citea de față cu tot grupul. În sala asta erau oameni, cum să spun, la care dacă te uitai după standardele astea materiale, statul, era toată lumea bine, foarte bine. A început să citească lucruri din registru. Sunt în depresie, nu știu dacă am ieșit din ea. Am copii și nu cred că sunt un părinte bun. Am copii și nu cred că trebuia să am copii. Îmi înșel soția și nu simt vină. Guys, știu că sună și funny, dar gândiți-vă că ăștia sunt niște oameni care n-au vorbit niciodată despre lucrurile astea. Într-un context în care anonimatul eliberează, știți care a fost cel mai terapeutic moment pentru ei, că au povestit după aia. Să audă că și ceilalți oameni cu statut, putere, bani și așa mai departe trăiau exact aceleași probleme. Indiferent câte monede avem în wallet, ce vorbim noi aici, ce metabolizăm seara când ajungem acasă, sunt teme universale. Și cred că indiferent pe ce drum o iei,
că mai întâi îți rezolvi problema cu banii, că devii erudit, că ajungi la fundul sacului și te obligă viața la transformare. Cred că cu astea ne luptăm toți și e mișto să știm că nu suntem singuri. E mișto să găsești conversații, mărturii, povești cu alți oameni care trec prin ce treci tu și cred că ăsta e blessing-ul tehnologiei, pentru că în trecut le auzeai în jurul focului în păienița lui Iohan pe banca comunistă în fața blocului, acum poți să asculti și genul ăsta de conversații în intimitatea casei tale când ai sentimentul că ești singur și nu-i pasă nimănui de tine. Ce ne scoate mai tare de pe șine din punct de vedere biochimic? Sexul sau banii? Băi, cred că depinde cum le semnificăm, că ambele poate să dea adicție. Cel mai tare, cred că. Nu știu cum să-ți răspund la asta, nici nu cred că am un răspuns al negru, dar ce pot să spun e așa, că apropo de banii, în mod particular, contează foarte tare cum le semnifici. Că dacă, de exemplu, eu prin sexul dă o grămadă de neurochimicale plăcute, problema e că dacă cu precădere faci asta pe fond de noi cuceriri, am nevoie să fac chestia asta ca să-mi demonstrez, la noi apare adaptare hedonică și cu cât consum mai mult, cu atât plăcerea resimțită cu fiecare unitate de consum scade. De aia e foarte util în relații de cuplu să luăm și perioade de distanță în care trăim lucruri separat și ați văzut, toți am trăit asta, că simți mai mult dor, mai mult chef, mai mult interes pentru omul ăla. Aș spune că între astea două banii sunt mai complicați, pentru că fiecare dintre noi înțelegem altceva prin ei. Pentru unii dintre noi banii poate fi despre siguranță și ai o nevoie mai de bază decât sexul. Pentru alții poate fi despre libertate, pentru alții poate fi despre confort, pentru alții poate să fie despre să am destule resurse cât să pot să fac ce vreau sau să nu mai poată nimeni să-mi facă rău. Eu chiar în weekendul ăsta urmează să merg la un curs în calitate de participant cu nevastă mea să lucrăm un pic la subiectul ăsta, relația cu banii, pentru că am ajuns să avem divergențe, tensiuni din filozofii de viață foarte diferite pe subiect. Eu copilărind cu un tată antreprenor am auzit foarte frecvent, aoleo, ce facem cu banii, cum îi adresăm, cum îi gestionăm, vine TVA-ul, vine asta și eu am multă preocupare mentală în jurul lor. Alexandra, mult mai puțin, a crescut într-un mediu în care asta nu era o temă despre care să vorbea mare lucru. Iată, doi oameni care vor să aibă o relație, simt bine unul cu altul, din cum semnifică diferit chestia asta, poate să aibă probleme. Și mai e o chestie, că în esență, cât sex poți să faci limitat un pic și de biologia noastră, de resurse, de timp, de energie, de asta, la bani un pic diferit. Acolo, ca în Wall Street, Money Never Sleeps, sau cum era filmul, what's your number? More. La sex, la un moment dat, termin energia, adormi, da? Că chiar dacă vrei, mor. Exact. Asta e. Asta ar fi ideea. Ce se întâmplă în creierul nostru când investim? Băi, puteam să începem cu asta. Cred că depinde foarte tare, dar ce se întâmplă în creierul nostru în general e așa. Când luăm decizii, simplificarea ideii lui Kahneman, călăret ăsta, sistem 1, sistem 2, e așa. Structurile alea subcorticale, ce numim noi elefant, fac o ecuație super simplă la care participă chimicale. Dopamina care îți dă motivația să investești, going towards, du-te către. Dopamina asta face, ne mobilizează înainte și ne dă energie când nu mai avem chef sau când e greu să continuăm. Deci asta e chimicalul care ne ajută să avem impulsul emoțional de a investi. Hai să bag și eu. În partea ailaltă, tot subcortical, apare salience network-ul sau rețeaua asta care monitorizează amenințări, unde e și celebra amigdală, parte din ea, care spune, băi, e piața jos, mai bine abține-te, sau e piața sus, nu e un moment bun. Sau pică piața, hai să vând să cad mai losses. După ce apare ecuația asta basic, torți, du-te către sau îndepărtează-te, plus sau minus, privilegiu, dacă antrenăm călărețul ăla, cortexul ăla prefrontal, e că poți să ai discernământul ulterior. Adică pot să zic, băi, eu aș băga acum 1000 de euro în chestia asta, dar 1000 de euro sunt toate economiile mele, hai totuși să bag 500. Emoțional, inclusiv e o scenă superbă în The Big Short. Când merge Christian Bale, Michael Burry la bănci să le propună să shorteze, să creeze swap-urile alea, credit default swap-urile, să shorteze piața,
banca vroia să-i vândă 10 milioane în termen de credit default swaps în valoare de 10 milioane. Și el spune că nu make it 100 million, iar tipul de la bancă zice instant, deci nu e spațiu între stimul, ce a zis Burry și asta, of course we can make it 100 million, și aia le-a venit de hack. Că n-au putut să aibă discernământul, bă, noi putem să susținem asta. Acolo a fost o decizie luată de elefant. În partea ilaltă, când ei spun, yeah, but you have to pay pay us monthly premiums until it drops, are you willing to do that? Ăsta închide ochii. El e portretizat în film și ca suferind de autism, cred că și în lumea reală are o formă de sindrom Asperger sau așa ceva. Și se vede că se gândește, deci acolo intră în scenă și cortexul, calculează și zice yes. Despre asta e vorba. Eu nu zic că e bine sau rău să investim, să nu investim, nici mă pricep la asta, aveți mult mai multe resurse decât am eu pe zona asta. Bă, dar cred că e super, super important să fie toate deciziile, mai ales astea legate de investiții, luate de echipa asta. Imobiliar la fel. Eu cu Alexandra avem o slăbiciune pentru case vechi, interbelice, avem noi o slăbiciune emoțională amândoi pentru lumea aia și am fost la un pas de a cumpăra un apartament într-o casă din 1931 care ne-a sedus și arăta impecabil în interior. Noroc cu călărețul, care a zis, bă, hai totuși să facem expertiză, pereți, chestii, nu știu ce, și după doi ingineri structuriști și doi arhitecți, n-am putut afla până la final dacă îmi podea lemn sau beton. Pentru că ăla nu vroia să-i spargem podeaua, pentru că instrumentele astea non-invazive care îți permiteau să faci radio, sondări, whatever, nu permiteau asta, și acolo incertitudinea a înclinat balanța emoțională către mai bine nu. Despre asta e vorba. Dacă avea lemn. Dacă avea beton, era dezirabil. Beton, da. Asta e, poți trăiesc cu asta. Și uite, fix apropo de investiții, dacă e să zic spre finalul conversației o idee așa legată de, băi, în investiții ce principii cred că merită aplicate din zona asta neuro, este să nu faci investiții care să fie copleșitoare emoțional de natură să-ți pierzi călărețul. Fie pe pozitiv, adică fie să spun, bă, dacă mi iese asta, pot să renunț la tot, fie pe negativ. Dacă am pierdut asta, m-am nenorocit. Eu, de pildă, ca principiu, investez numai bani pe care și dacă îi pierd, pot să continui să trăiesc fără ei. Asta nu o să mă facă milionar mâine, dar... Ai cripto? Da. De ce? Pentru că mi s-a părut tehnologia, în primul rând, ceva în care eu cred pe termen lung. Și pentru că om fiind, am și o doză de dorință de a multiplica banul, de a-i ține în cont la bancă și a să devaloriza acolo. Doar că și în procesul ăsta, tot așa, m-am documentat mult înainte, am investit sume pe care simt că și dacă le pierd nu mor ca pițigoiul cu unghia în gât, nu mai metabolizez ceva seara înainte să mă culc. Și asta mă și ajută în momente cum e ăsta în care piața pică să nu trepidez. Dar când ai auzit de cripto? De ce ți-au filat lămpile? Băi, cred că prima dată am auzit acum mult timp. Aveam un coleg când am avut o firmă de dezvoltare web care făcea site-uri, care vrea să mineze. Cred că era cu 9 sau 10 ani. Dar nu am avut bandă pentru asta. Adică complet. Ok, minează ce vrei tu. După care mi-a reapărut interesul, cred că prin 2017-18, ceva de felul ăsta, m-am uitat ca șoarecele de bibliotecă la documentare despre blockchain, nu despre o anume monedă, și după aia am început să testez apa cu degetul cumva. Am zis, hai să cumpărăm asta, hai să văd cum e asta, doar că și aici. Și când ai cumpărat asta și după aia asta, care au fost asta și asta? Cred că prima dată, deci cel mai mult valorii cred că am cumpărat Elrond, și acolo pe mine recunosc cu mâna pe inimă faptul că a fost produs românesc, m-a sedus Beni conversația, cum povestea, nu știu, iară sunt într-o sală cu oameni care se pricep mai bine la asta ca mine, dar descriu procesul meu interior. A crescut, am mai luat, evident, a scăzut, am mai luat, evident. Și asta e cel mai mare holding și n-am vândut, indiferent ce s-a întâmplat, n-am vândut. Bitcoin, Ethereum, ADA. Deci chestii pretty mainstream, ce nu am bandă să fac și util să mă cunosc, că iar apropo de cunoaștere de sine, nu am bandă să intru în a cerceta monedă cu monedă când apare un initial coin offering, hai să intrăm în asta. În toată viața mea profesională, când am făcut chestii care nu mă interesau dincolo de speculă sau valoarea lor financiară la un moment dat, am pierdut. De fiecare dată când am făcut un business în care n-am crezut, pentru că n-am băgat destulă energie, că nu mă interesa cu adevărat chestia asta. Uite, dau exemplu, am făcut asta cu Amazonul la un moment dat.
Bă, pe mine nu mă interesa să vând hărți răzuibile în Statele Unite. Nu e ceva ce mă face să mai bine metabolizez o traumă. Dar faptul că toată lumea făcea asta, ia uite, Hudi ne-a arătat graficul cu ia uite cum a crescut la mine, cum am zis, hai frate să fac și eu asta. Total fail, și energetic, și ca bani, dar nu e fail pentru toată lumea, e fail pentru mine că nu m-a interesat. Adică devenise și cumva bun jucând la jocul greșit. Da, și mi-am dat seama că e mult mai înțelept să-mi văd eu de treaba mea. Training, coaching, uite, inclusiv mind architect, e tot în linie cu ceva ce pe mine mă animă, decât să încerc să speculez lucruri care, bă, legitim, dacă acum 10 ani de cât aș fi avut economisit atunci cumpăram, habar n-am, Bitcoin, whatever, viața ar fi fost frumoasă, nu zic nu. Dar pot să trăiesc cu regretul ăsta versus să trăiesc cu regretul că eu în fiecare zi trebuie să studiez, să cercetez lucruri care nu mă interesează, nu mi-aduc bucurie, n-au impact în jurul meu, dar am mai mulți bani. Cred că asta e una dintre dramele. Na, aș zice drame, că nu stau să cataloghez ce e dramă pentru cineva sau nu, dar mă uit în jurul meu și văd mulți oameni care au devenit buni la jocul greșit, care ajung după 20-30 de ani de carieră să zică, bă, eu sunt decentiș, ok plus la ceea ce fac, bă, dar îți place? Nu-i dream job acum, ce să zic, dar l-am făcut 30 de ani, nici nu mi-a displăcut. Mm-hmm. Știi? Și cred că nivelul de satisfacție legat de propria persoană, de viață în general, e super afectat de chestia asta. Cred că aici e și toată provocarea, într-un fel, să ne dăm seama că ce ne face viața să fie împlinită nu e întotdeauna ce vedem cel mai ușor în media. Bani, iaht. Bă, clar, indiscutabil să ai mai mulți bani e mai bine decât să ai mai puține. Adică nu cred că cineva o să spune viața mea este mai rea de când am mai mulți bani. Dar cred foarte tare, apropo de ce vorbeai și sex versus bani, banii sunt un amplificator pentru ce e deja în interiorul tău. Dacă ești un om mișto și ai bani, o să fii un om mișto care are resurse să facă foarte multe chestii mișto. Correct. Dacă ești un om, cum să spun, cu dificultăți, banii vor amplifica chestia asta. Și e o carte, se cheamă The Millionaire Next Door, am impresia, care vorbește despre obiceiurile oamenilor care au ajuns milionari primă generație în America, First Generation Millionaires. Foarte mișto cartea, că povestește obiceiuri de ale lor. Și uite, pe mine m-a frapat și mi-a rămas în minte ideea asta, că oamenii care au ceasuri scumpe, mașini de nu știu ce fel și așa mai departe, sunt fix oamenii care au venituri între 100 și 200, între 100 și 300 parcă, și de dolari, 250 de mii de dolari pe an, și tot ce dețin și afișează e pe credit. Tot, apropo, casă, de ceas. Când mai vedeți Lambos. Da. Ăia care într-adevăr nu mai trebuiau să muncească o zi în viața lor și și-ar fi păstrat ei și familia lor nivelul de trai până la finalul vieții lor așa, aveau ceasuri normale, cele mai scumpe costume. Erau ceasuri scumpe, dar nu erau Patek Philippe 100 de mii. Adică și mai erau ceasuri de 10 American mii de dolari. Cars aveau mașini americane, nu ultimele exact, modele europene. Era. Și chiar, mi-aduc aminte și povestea din carte în care invită la o cină și să gândesc, bă, ce, ăștia care făceau interviurile, ce dracu să le face măstura, care au acces la orice, poate să-și cumpere orice, și au făcut o cină cu șampanie, cu caviar, cu nebunii, și au venit subiecții, oamenii intervievați și au zis, dar niște grătar n-aveți și o bere. Adică niște oameni foarte firești, foarte, cum să zic, umani. Și tot cred că în cartea asta sau nu mai știu dacă în asta sau nu, există psihoterapeuți specializați în lucru cu oameni ultra bogați, care au o dramă din faptul că n-au să-și parcheze iahtul, cum noi avem o dramă că ne-a luat cineva locul nostru plătit de parcare din complexul cutare unde locuim. Deci, iară, știi, durerea emoțională, temele astea sunt universale, banii poate să amplifice problema, poate să amplifice sau să amplifice binele sau să amplifice rău. Înainte să luăm două întrebări din public, mai am eu două întrebări. Ai menționat un vraf de cărți și mai ai încă două biblioteci pe care le-ai citit. Vreau să-mi spui două care zici, bă, astea au fost fundamentale pentru devenirea mea ca om. Deci nu pentru job, nu m-a ajutat să înțeleg creierul mai bine, mai... Nu, nu, nene, am citit cărțile astea și au fost acolo, la sufletul meu, și m-au făcut pe mine, Paul, te-am un om mai bun. Nu cred că am două, pentru că la mine au fost cărți diferite, momente diferite. Una care pentru mine
mie mi-a adus liniște. Cartea, cred că au numit-o foarte mulți oameni, o să mă repet cu asta, e asta lui Victor Frankl, cu Omul în căutarea sensului vieții, pe care poate mulți dintre voi o știți. Eu am citit-o când îmi era rău. Era o perioadă când făceam tranziția de la angajat la antreprenor și mai aveam 2 luni bani să trăiesc în București și să termina rezervorul și trebuia să mă întorc acasă la e-mail dacă nu mi-ar fi ieșit și m-a ajutat mult să văd cum omul ăla care a supraviețuit Holocaustului și, iară, cartea merită citită pentru descrierea. Iară, da, nu toată lumea a supraviețuit Holocaustului, sunt multe filme și cărți despre asta, dar e frumos să vedeți cum descrie, cât de plastică e descrierea, acum ideea asta că ăia care au supraviețuit nu erau oamenii care erau mai fit sau mai tineri sau mai robuși fizic sau care reușeau să mănânce o bucată de pâine în plus, erau oamenii care au reușit să dea un sens suferinței lor, care au putut să găsească dopamină, adică motivația de a continua și azi, cu oricât de greu ar fi ce fac, în adversitate, în marea aia de cortizol. De asta mureau, asta e una. De asta mureau cei care spuneau, bă, există un zvon că ne dau drumul de Crăciun. Și nu și le în momentul vedeau, în care venea Crăciunul, își dădeau seama că n-au scăpat, da, nu mai vedeau un sens în suferința lor și erau caput. Da, e ca la maraton când se pare că vezi finish-ul și descoperi că de fapt era linia de start și mai încă pe atât. Și... Da, e și o chestie neurochimică în creier, că noi avem un senzor în trunchiul cerebral care măsoară nivelul de adrenalină. Și asta e o chestie super utilă dacă sunteți antreprenor sau sportiv sau pur și simplu dacă aveți chestii care cer efort. Mi s-a părut iluminantă informația asta când am auzit-o. Senzorul ăsta ce face e că măsoară permanent nivelul de adrenalină din trunchiul cerebral. Noi avem adrenalină produsă de glandele suprarenale de la rinichi, care ne dă energie corporală, dar asta nu trece blood-brain barrier-ul, nu ajunge în creier și acolo se secretă din altă regiune. E, senzorul ăsta ce face și îl vedeți la toate la toate mamiferele cel puțin, când nivelul de adrenalină în trunchiul cerebral atinge un anumit prag, oprește efortul. Dacă ați văzut vreodată un leu sau un prădător care aleargă după pradă și nu o prinde într-un interval de X metri și se oprește, aia produce oprirea. La noi e fix la fel și au decodificat-o, cum să zic, convergența asta între neuroștiință și psihologie, au decodificat cum trebuie să gândești ca să se întâmple asta, cum trebuie să gândești ca să nu se întâmple asta. Și e discuția despre fix și growth mindset, respectiv. Oamenii și guys, asta eu aș băga-o în toate școlile din România și în toate casele din România și nu numai din România, ideea asta. Dacă ai fost educat să-ți iei satisfacție, satisfacție în creier înseamnă dopamină, exclusiv din rezultatul final, dacă n-ai 10, nu ești premiant, te-ai străduit degeaba, dacă ai ieșit pe locul 2, e primul loc pierzător. Fiecare pas pe care îl faci către destinația respectivă o să ducă la acumulare de adrenalină în creier, pentru că percep totul ca un chin. Dacă pe mine mă bucură numai că am reușit să termin maratonul, fiecare pas pe care îl alerg o să-l percep ca un chin. Și capitulez mult mai repede. De-aia ne lăsăm de sală, ne ducem de 3 ori, crește nivelul de adrenalină, simțim, băi, e prea greu, am muncit, sunt transpirat, n-am chef să mor chiar în mașină, las-o, n-ai vin, mă duc mâine. Mâine, n-am fost ieri, adrenalină, capitulă. Alternativa, care e super ușor de educat, mai ales dacă încep de vreme, și există modele de oameni care au făcut asta la un nivel out of this world, cărora li s-a cercetat creierul, cum e David Goggins, care e supra-om. Guys, alternativa e să ne antrenăm sistemul nervos să-și ia satisfacție din progres, nu doar din rezultatul final. Eu nu sunt un hipiot care spune că nu contează ce se întâmplă la final, dacă câștigi sau nu, dacă ți iese sau nu. Contează și aia. Dar dacă eu pot să-mi iau satisfacție din faptul că, bă, ieri nu știam nimic despre blockchain, azi măcar am idee ce e, mâine am reușit să am un mic portofoliu cu 2 monede, am investit $100 sau cât am avut atunci, au crescut la 110, poi mâine am mai citit ceva, am mai aflat ceva, am intrat într-un grup și din toate chestiile astea îmi iau satisfacție, mi-a antrenez mintea să-mi iau satisfacție, devii de neoprit și nu e o metaforă. Perpetuum mobile, pentru că fiecare pas înainte îți mobilizează neurochimic neuromodulatorul, adică dopamină, de care ai nevoie să continui. Learner identity. Yes. Și uite, ca să și simțiți cum se simte chestia asta, s-a întâmplat vreodată, indiferent cât alergați, bicicliți, înotați, orice formă de mișcare, când vă propuneți un obiectiv și vedeți că se apropie dracului finish-ul ăla, să simțiți că aveți extra energie, că parcă prindeți nos, turbo, aia e dopamina care se mobilizează în sistemul nervos. Cum ar fi dacă poți să faci asta nu doar când vezi finish-ul, ci pe tot parcursul cursei?
Chit că vorbim de a fi un părinte mai bun, un partener de viață mai bun, un cetățean mai bun, că pe asta nu prea o vizităm prea des, sau în investiții sau oriunde. Unde e foarte, inclusiv în investiții, dacă poți să gândești așa, păi eu mă bucur, mă, că am mai adăugat o monedă, am mai reușit, am mai băgat la staking. Corect. Nu trebuie să fie cât are, mai știu eu cine, azi. Aia e varianta aia cu adrenalină. Dacă n-am devenit milionar anul ăsta, nu e pentru mine. Ultima întrebare înainte să luăm două din public, că deja suntem în întârziere, dar asta e. Știai ca să te țin mai mult decât am vorbit. Facem un cocktail de caracteristici, scoatem una, băgăm una, astfel încât dacă de mâine fiecare român îl bea, de poimine România e mai bună. Scoatem una, băgăm una? Uh-huh. Ce băgăm, ce scoatem? Ca să generăm o Românie mai bună poimine. Spin-off total. Păi, hai să băgăm, aș zice așa, hai să scoatem competitivitate toxică, asta cu cât a luat colegul. Adică capravecelui, nu? Da. Și hai să băgăm încredere. Și, guys, uite, vreau să zic ideea asta, că am ocazia să mă și uit la ochii voștri când o zic. Băi, eu prin încredere nu înțeleg că orice face un om e ok. Eu prin încredere înțeleg tranziția mentală de la ai greșit, deci ești un jeg și nu mai meriți să existi, la ai greșit, e super regretabil ce ai făcut, trebuie să plătești pentru ce ai făcut, nu pentru cine și ce ești. E o mare diferență între astea două. Asta. Deci din punctul meu de vedere, dacă noi am putea să facem tranziția... Stai. Mai zi o dată. Sinteză. Nu, pe bune, te-am pierdut, serios. Dacă poți să faci tranziția mental când te deranjează ce a făcut cineva sau cum s-a purtat sau ce a spus cineva, okay, să poți să sancționezi comportamentul, nu omul, și să poți să-ți păstrezi o formă de încredere în faptul că omul ăla, în momentul ăla, și nu vorbesc de prostia asta care se întâmplă acum, prostie ce a zis respectiva persoană, chiar nu intru în asta, băi, o temă generală. Noi în România avem dificultate în a construi împreună, pentru că dintr-o greșeală a cuiva din proximitate, dăm foc la pod. Eu cu ăștia nu mai lucrez, toți bărbații, toate femeile, toate criptomonedele. Guys, imaginați-vă unde am fi putut să ajungem. Bă, deci noi n-am putut în 30 de ani să construim o autostradă. Transpartidic. Deci, și, uite, ești un politician corupt și ai bolizi, ai mașini, puteri. Păi nu vrei, mă, să te dai și tu cu ele pe autostradă ca lumea? Adică, dacă poți să-ți faci una privată, dar nu va fi foarte lungă. Și atunci... Eu sunt în continuare fascinat de chestia asta, că n-am putut în 30 ceva de ani să avem destulă încredere între noi, indiferent de diferențele noastre, care inițial erau ideologice. Uite, dacă te uitai la dezbatere între Câmpeanu Iliescu și Rațiu, da? Uh-huh. Bă, era o dezbatere civilizată, ideologică. Acum e care urlă mai tare, adică e îngrozitor unde am ajuns. Am involuat din punctul ăsta. Dar politica în lume peste tot e așa. Adică nu e o chestie doar românească. Adică peste tot ai involuat la asta. Dar la noi o chestie care în mod particular pe mine mă uimește. E din registru ce mă intrigă și mă întristează. Bă, n-am putut să cădem de acord pe două lucruri. Două, trei, nu știu. Autostradă, toată lumea ar câștiga din asta. Spitale. Spitale. Da, asta. Ești un politician corupt, moare maică ta, e util să nu o zbori în Germania sau Austria sau chit că ai bani, că s-ar putea să moară pe drum. Uh-huh. E mai ușor să existe un spital în fiecare reședință de județ, în fiecare județ și să poată să meargă acolo. Eu nu înțeleg, adică nu că nu înțeleg, cred că dacă am face tranziția asta, bă, mă deranjează ce a făcut politicianul X, omul Y, influencerul Z, nevastă mea, dar am încredere că și comportamentul ăla de rahat trebuie să-l conștientizeze, trebuie să-i pară rău pentru el, mai ales dacă e o chestie dovedit nasoală, și trebuie să-i dau ocazia să se poarte diferit. Eu cred în chestia dacă asta. Dacă nu-i pare rău, îi mai dai ocazia să se poarte diferit? Până nu simțim și niște regret autentic, nu cred că e cazul să facem asta, pentru că regretul ăla, emoția aia, arată că e pe bune. Inclusiv în propria mea viață. Eu am ajuns să mă port altfel în relație cu oameni cu care aveam comportamente de-astea repetitive când le-am simțit durerea. De exemplu, inclusiv în relația de cuplu, când mi-am dat seama că, nu știu, faptul că eu muncesc cât muncesc, care m-a epuizat în ultimii 3 ani, pe Alexandra
o afectează, cum să spun, la modul la care se simte, simte că nu contează pentru mine. Când am putut împreună să purtăm dialogul ăsta și eu să simt că la ei e durere și respingere, nu ia dracului, ăla e momentul în care am simțit că vreau să merg acasă după ce luăm întrebările. E o mare diferență când poți să faci abstracție, zici, bă, comportamentul tău e de rahat, tu nu ești un om de rahat. Tu ești un om ca orice alt om în care e și lumină și întuneric. Până nu înțelegi că ce ai făcut nu e ok, nu avem ce să discutăm, dar dacă ai înțeles și mi-arăți că vrei să te porți altfel, hai să discutăm. Asta aș modifica. Aș scoate din capra vecinului și aș băga din asertivitatea asta pe comportamente, dar toleranță pe cum ești tu ca om. Două întrebări, vă rog. ETF nu mai e șansa la niciuna. Come on, că după aia îi dau lui, avem aici îi dau lui posibilitatea. Uite, frate, avem, nu știu dacă... Bun. O remarcă, o întrebare retorică și o întrebare validă. Remarca, îți mulțumim foarte mult și îți mulțumesc foarte mult că mi-ai contribuit în continuare la dezvoltarea cu mult neocortexului, probabil și pentru toți ceilalți. Mulțumesc. Întrebarea retorică. Voi vă dați seama că după întrebarea ta, Vlad, eu de acum o să încep să râd când vine lumea și mă critică și în loc să plâng o să zic, ce aveți, mă? Și încep să râd. Întrebarea. Există posibilitatea, într-un fel sau altul, să evităm acumularea de frustrări în timp, în familie, cu prietenii și așa mai departe, astfel încât să nu ajungem în punctul în care izbucnim și burn a bridge? În primul rând, eu răspund la persoana întâi aici, că și eu mă lupt cu asta. Din practică personală, nu din cărți, ce pot să zic e că în momentul în care echipa aia Călărețele FAM funcționează și eu, când interacționez cu soția, cu membrii familiei, simt cum mă simt, sunt conștient de cum mă simt când ea îmi cere ceva cu care eu nu sunt ok, dar simt chestia asta. Și îi spun, băi, pot să fac asta pentru tine, dar nu sunt tocmai ok cu asta și am nevoie să rărim X, Y, Z. Deci în momentul în care ești conectat la ce simți și comunici cu ălălalt într-o manieră care lasă loc de bună ziua, în momentul respectiv cred că nu se mai acumulează, pentru că simți când e paharul plin și nu mai apar izbucnirile. Inclusiv în viața mea personală, eu având temperament coleric, izbucnirile apar de fiecare dată, când am lăsat prea mult de la mine, fără să-mi dau seama că fac asta, și dintr-o chestie mică se eliberează toată emoția strânsă o perioadă lungă de timp. Și mai cred o chestie, că ajută foarte tare, mai ales dacă observ că ai teme recurente pe care e fitilul foarte scurt în mod repetat, o să fie libertate, îngrădirea libertății, să nu fie ascultat. FOMO. Terapie. Și, guys, dacă vreți vă faceți un cadou, eu iară nu zic să facem o spirală, dar cred că e momentul să înțelegem că așa cum ne ducem mașina la mecanic să-i schimbăm plăcile, uleiul, frânele și ce mai schimbăm, e util ocazional să ne ducem și sistemul nervos la un terapeut și motivul pentru care oamenii ăia vorbesc cu noi despre copilărie și auzim că se plânge acolo și așa mai departe, e că trebuie să înțelegem când anume s-au acumulat lucrurile alea pe care eu, cât am energie psihică, le pot ține reprimate, dar în relație cu oamenii pe care îi iubim cel mai mult, care au și cea mai multă putere emoțională asupra noastră, că ne pasă de ei, bubuie fără să vrem. Și vorbește stampățitul, când muncești 12-16 ore pe zi, cum mulți dintre noi ne lăudăm cu asta, eu nu mă laud, e o greșeală să faci asta, vă spun cu mâna pe inimă, nu cred că trebuie să murim la birou, cred că se poate trăi și altfel, dar eu am făcut-o până când să simt că îmi pierd relațiile și îmi pierd lucruri care îmi pasă pentru că fac asta. După ce ai băgat 16 ore la birou și ți-ai ales cuvintele, ai avut grijă ce spui, să n-ajungi în clic, în cancan, în chestii, cu ce energie psihică mai ajungi acasă și cu cât autocontrol mai ajungi acasă la oamenii pe care îi iubești cel mai mult? Deci reprioritizarea asta, conectarea cu ce simți, să nu faci chestii împotriva a cine ești prea mult timp fără măcar să-i comunici celuilalt. Dude, dragă soție, eu nu pot să fac asta, pot să-ți dau până aici, dar nu pot de aici încolo fără să încep să acumulez. Asta încerc eu să folosesc. Nu știu dacă mă va ajuta să nu le mai trăiesc niciodată, dar e mai bine. De când fac asta e mai bine. Și cred că un pas important e să învățăm să spunem nu, guys, fără să ne simțim vinovați.
mie mi-e greu să refuz chestii, mai ales când, uite, oameni ca ei mă invită și sunt oameni cu care am relații de mult timp. Băi, aici m-am bucurat să vin, că e un public cu care n-am ocazia să vorbesc, dar observ că dacă spun nu, mă obiciuiesc. Pentru că atunci când mă relaxam, când eram copil și maica mea trecea pe dreptul camerei mele, ce faci, bă, iar stai? Deci, când mă duc la mare, trebuie să scot laptopul să mai lucrez puțin, nu să stau, știi? Conștientizare și după aia e nevoie de multă repetiție să aia să fie noua normalitate emoțională. E ok să și stau. Ultima. Acolo, Cătălin. Salut, Paul. Salut. Am și o întrebare. Cum am putea să ne dăm seama în viață că, deși am investit mult timp într-un proiect, energie, bani, nu știu, tot, pentru noi este mai bine să renunțăm și să o luăm pe alt drum? Adică ce semnale ar putea apărea în viața noastră? Tot la persoana întâi îmi vine să răspund. Poate sună clișeic, dar trebuie să asculți un pic corpul și nivelul de energie. Și uite, dau un exemplu super concret. Eu în business-ul ăla cu Amazonul, când mă gândeam că trebuie să mă duc iară să vorbim despre cum dracu arată site-ul și cum facem funnel-ul și chestii, simțeam că viața îmi părăsește corpul prin tălpi. Simțeam că mă scurg, efectiv. Acum, eu am zis că la 10 plec, e 10 și 20 și mă bucur să fiu aici, mi-e frică de Alexandra, dar mă bucur să fiu aici. Alexandra e nevastă. Ăsta e un barometru bunicel, să vezi cum te simți. Și nu emoționalitatea aia pe care poate o damnăm, băi, ești emotiv, ci să ai un feedback energetic. Îmi dă energie chestia asta și vreau să continui, sau deja simt că trag de un câine mort care și putrezește în spatele meu și eu mă și simt rău trăgând de el. Ăsta e un lucru bun și cred că mai poate să ajute inclusiv poate într-un proces de coaching, și coachii sunt niște, cum să zic, oglinzi bune, că spun întrebări pe care tu nu ți le pui sau te ajută să-ți duci mintea pe niște locuri pe care poate tu n-ai duce-o singur, poți să vorbești și cu un prieten, să te întrebi ce pierzi dacă continui, ce câștigi dacă continui și să fii sincer cu tine. Eu mă gândesc inclusiv la munca mea. Eu la anul, vă zic, în semi-premier o să iau o pauză un an din podcast și din premium, pentru că deși câștig niște schimbare socială, bani sau alte lucruri, pierd relațiile care contează cel mai mult pentru mine. Și când mi-a devenit clar că genul ăla de investiție mi-e dându-mi dopamină ce fac, mă bucură ce fac, vine la pachet cu costul ăla, deși îmi dă energie, pierd pe nesimțitele ceva care contează mult mai mult pentru mine. Astea două ar fi. Conectează-te cu corpul, vezi ce-ți dă, ce-ți ia energie și, doi, ocazional întreabă-te, bă, ce câștig dacă continui, ce pierd dacă continui. Eu sunt fan Equality, am văzut și o mână aici la ea, aș vrea să mai luăm o întrebare și de la ea, și de la ea, două, dacă scurte, doi băieți și două. Nu, întrebările scurte, răspunsurile tale sunt lungi, nu știu dacă ai observat. E pentru mine aia cu scurt. Te rog. Mulțumesc frumos. Vreau să vă întreb ce putem face noi ca părinți pentru a lăsa copiii în lume, în societate, cu un self-esteem sănătos, ceea ce pe care eu simt că eu personal nu l-am și văd asta la multă lume. Guys, în jurul eu meu. Eu sunt părintele unui câine momentan, deci nu pot să vorbesc. Știți, Camil Petrescu, nu pot să vorbesc unesc decât la persoana întâi. E aiurea să încep răspunsul ăsta fără să vă spun că eu n-am copii. Pentru toți cei care aveți, nu pot să vă vorbesc decât din ce înțeleg despre creier. Primul și cel mai important lucru, cred eu, cu toate datele din spate, e să încercăm să formăm stilul ăla de atașament securizant și mult material în Mind Architect pe tema asta, adică contează tare de tot BIOS-ul. Compilarea kernelului, primii ani, ăia doi, să simtă că e iubire, prezență necondiționată. Unu. Și doi, ce cred eu, este că ar ajuta foarte tare, foarte tare, dacă valorizarea ar fi pentru efort și pentru cine ești ca persoană, nu pentru ce faci. Eu știu că fluier în biserică, pentru că toate corporațiile au KPI care măsoară rezultate și toată și munca mea și eu am indicatori de performanță în organizație, dar în relație cu o altă vietate care are sistemul nervos în formare, eu vă mărturisesc că eu nu știu cum să simte asta, iubire necondiționată, să simți că ești iubit indiferent ce faci. Eu nu știu cum să simte asta, lucrez la învăța,
Dar cred că dacă avem stilul ăla de atașament securizant și am învățat că noi suntem niște oameni care merită respect, suntem niște vietăți care merită respect și și cum să spun, măcar respect, dacă nu apreciere, vedeți, mi-e și greu să o spun că mie străină, cred că ar fi un pic altă viață. Pentru că mult din ce vedem la noi, de la fine-tuning-ul fizic, la nevoia de chestii materiale, la vidul pe care îl umplem cu bani, cu mâncare, cu mașini, cu vacanțe, vine din sentimentul că eu nu sunt ok așa cum sunt. Astea două. Fără să intrăm în chestii spirituale, stil de atașament securizant, cred că orice psiholog, orice neurocercetător o să zică că asta e fundația. Și pe locul 2, aprecierea asta pentru efort și progres și pentru cum ești ca persoană, nu doar că ești premiant. Și guys, asta nu înseamnă să dăm medalii pentru participare. Da, deci nu vorbim despre asta, vorbim, tată, ai putea să faci 10 flotări, mai e mult până la campionatul mondial, felicitări că azi ție 12. Bravo, tată, mâine cum facem să... Ce vrei să faci și mâine? Zona asta. Mulțumesc frumos. Cu mult drag. Ultim. O secundă, numai așteptați să vină și camera spre voi. Dumneavoastră credeți că în viitor vom plăti doar cu monedele cripto? N-am idee. Cred că Vlad e mai în măsură ca mine să răspundă. Eu trăiesc cu ambivalență față de asta și răspund și că scurt. Băi, eu vă spun că era o vreme în care trăiam într-un film libertarian. Eu credeam cu cât mai puțină reglementare, cu atât mai bine. E complicat. Pentru că noi avem o biologie care, în momentul în care acumulăm putere, s-ar putea să nu îți fie ușor cu răspunsul meu, dar încerc cât pot de mult. Că azi e ultimul și am plecat fulger. E o relație între testosteron, care ne dă drive. Testosteronul au și bărbați și femei. Ambele sexe au hormonul și neuromodulatorul ăsta. Testosteronul dă drive. Te face să fii ruthless, tunnel vision, să faci orice e nevoie ca să obții ce ai nevoie. Când acumulezi bani, statut, putere, prestigiu. Lucruri pe care unii oameni, nu cum erau, persoane care dețineau un procent semnificativ din toată masa monetară a unei criptomonede, eu n-aș avea încredere în biologia asta, pentru că testosteronul, știți ce, nu că omoară, dar inhibă, oxitocina. Oxitocina este neurochimicalul care se eliberează când o mămică naște și sudează relația de atașament cu copilul, e neuromodulatorul care se eliberează când un stăpân se uită în ochii câinelui și câinele în ochii stăpânului, în mod foarte interesant, la câini. La pisici nu știu, dar la câini știu sigur. Sursa e behavioral lui Robert Sapolsky. Și beleaua care e? Când devii larger than life, dacă acumulăm individual putere mai mult decât biologia noastră poate să ducă, nivelul ăla de testosteron care îți dă drive să vrei și mai mult și mai repede, să am putere și acolo, să am control și influență și acolo, omoară sau inhibă mobilizarea neurochimicalului ăstuia care ne face să avem încredere unii în alții. Deci, practic, între încredere și putere, dragilor, și stres, e o relație invers proporțională. Cu cât e mai mult cortizol, cu atât e mai puțin oxitocină, cu cât e mai mult testosteron, cu atât e mai puțin oxitocină. Când apar copii, dacă sunteți părinți în sală, la tătiși testosteronul scade, în mod natural, de-aia ne cam scade drive-ul, nu e vina copilului, e și o componentă neurochimică acolo, și crește prolactina. Prolactina ne face să facem burtă, dead bod, pentru că ne pregătim pentru lunga perioadă în care nu vom dormi ca să avem grijă de copil alături de soție. Și atunci, băi, cred că chestia asta cu reglementare, nereglementare, e bine să trecem, nu e bine, e mult prea complicat să răspund cu câte resurse mai are călărețul meu la ora asta și să nu-mi fie rușine cu ce zic, dar cred că e util să înțelegem că, ok, guvernele și băncile or fi rele, dar biologia noastră e foarte periculoasă când avem multă putere. Și ăsta e motivul pentru care cea mai mare concentrație de sociopați e în rândul directorilor generali. Pentru că, vorbesc serios, și-s date în sensul ăsta, pentru că în momentul în care acumulezi extraordinar de multă putere și nu mai e nevoie să empatizezi cu nimeni, empatia consumă foarte multe resurse cognitive, ca să te pui în pielea cuiva și să-i simți durerea, da? Trebuie să consumi resurse. E, când ajungi în poziții în care poți să faci asta doar dacă vrei,
De ce să vrei? Adică sistemul nervos o să zică, decât să consumăm resurse, mai bine nu consumăm. Mai mâncăm ceva, mai bem ceva. Și atunci, dopamina. Și atunci, cred că aici e provocarea, să combinăm, eu în asta cred și poate când mă duce mintea mai mult și o învăța mai mult, o să și pot să mă implic acolo, să facem legi, guys, care țin cont de biologia noastră. Să ne informăm procesul legislativ, nu după idei, credințe sau strict, nu știu, filozofie, jurisprudență și așa mai departe, ci iată, în sistemul juridic, ce mișto ar fi să ținem cont de faptul că un om poate să tragă cu mitraliera din tunul de apă pentru că ceva i-a apăsat pe o regiune din creier care îl face să poarte așa. La fel, și cred că n-am răspuns exact cum îmi doream la asta, dar la fel și acolo, cred că e periculos la cum e societatea acum să scăpăm de orice pârghie de control. Ăsta e feeling-ul meu. Nu sunt socialist sub nicio formă și cred că nimic din cum sunt sau cum vorbesc nu m-ar duce acolo, dar am niște îndoieli pe care când eram, nu știu, la 20 și un pic nu le aveam. Ziceam să dispară toate reglementările, toate guvernele, să ne lase oamenii să facem în pace, mai ales în spiritul românesc, nu vrem nimic de la stat, vrem doar să ne lase în pace. Dragilor, cred că să ne lase în pace ne ține în aceste insule de bine, într-o mare de beton și gropi și așa mai departe, pentru că ne-a păsat doar de binele proxim, pe care dacă ești competent poți să ți-l generezi, competent și norocos, dar nu prea ne-a interesat și cum se leagă insulele astea de bine, ori acolo cred că e nevoie de sport de echipă, nu de sport individual. Și ultimul meu gând este vorba aia, dacă vrei să ajungi repede, du-te singur, dacă vrei să ajungi departe, hai împreună. Așa că vă mulțumesc! Dragilor, în încheiere, eu vreau să vă mulțumesc vouă că ați venit din nou și ați umplut sala. Vreau să vă mulțumesc vouă că ați stat până la o oră târzie și să-i mulțumesc și lui Paul pentru că... O să-și o ia. E un efort și e un efort pe care, cum să zic, empatizez foarte mult cu ceea ce a spus apropo de trade-off-urile pe care le facem atunci când ne dorim să facem lucruri cu impact. Și în încheiere, vreau să vă promit că o să facem lucrurile să fie din ce în ce mai interesante cu ceea ce facem. Mulțumesc Capital, mulțumesc The Recursive, Info Financiar și vă spun un lucru în care cred cu tărie. Mi-aș dori, ca la un moment dat, să zică cineva, uite mă, ăsta e Paul Olteanu al Crypto. O seară faină, ceau! Mulțumesc mult, mulțumesc! Mulțumesc tare! Mulțumesc din suflet, ați făcut reîntoarcerea mea fizică într-un spațiu de felul ăsta foarte frumoasă și mă bucur din suflet că am putut să port conversația asta cu voi, plecând de la cripto și ajungând la terapie, traume și metaboliza lucruri. Băi, și trebuie să vă zic asta, felicitări că ați îndurat sau apreciat conversația asta și bărbații din sală. Publicul nostru la Mind Architect este cu precădere feminin, pentru că doamnele și domnișoarele au mai mult o deschidere către asta, să văd bărbați care în timp ce vorbeau, dădeau din cap semn că băi, și eu trăiesc asta și eu empatizez. Mie îmi dă super încredere în țara asta că împreună putem să facem lucruri mult mai mișto decât am fi putut-o fiecare în izolarea lui și pentru asta eu mă înclin în fața voastră și vă mulțumesc din suflet. Mi-ați făcut seara foarte frumoasă. Seara excelentă!